Ne aflăm la Arad Grand Prix 2023, runda 8-a. Avem 5 jucători cu 6 puncte din 7, printre care primii 3 favoriți, Martirosian, Niman, Pichot, dar și Mastrovasilis și Vanchak Tamash. Să vedem cine reușește să se desprindă din pluton. Aseară, imediat după runda a 7-a, a avut loc un turneu de blitz, la care au participat 128 de jucători, iar turneul a fost câștigat de Pribelski Bench. După ce zile trecute l-am avut invitat la partida zilei pe Bogdan Ionescu, astăzi vom comenta cu un alt invitat deosebit de special, Teodor Anton. Teodor este și el membru în Comisia de Etică, este maestru internațional și este un foarte cunoscut jucător aici la Arad. Are victorii la jucători consacrați precum Deac Bogdan, Constantin Lupulescu, Mircea Păligras, Andrei Strățescu și lista poate continua foarte mult. Teodor, bine ai venit! Bine te-am găsit! Înainte să comentăm partida rundei de ieri, care este între Chigaev Maxim și Niman Hans, îți propun să discutăm puțin despre tine. Discutăm. Ai enumerat toate realizările astea și n-ai spus nimic despre prietenia noastră. Corect. Deși de multe ori spune că suntem mai degrabă cunoștințe decât prieteni, Tudor este între rivalii și prietenii cei mai apropiați ai mei. Încă de la 10 ani ne înfruntăm an de an la naționale. Nu știm de mult. Prea mult. Corect. Ce faci în afară de șah? Lucrez, sunt programator. Șah tot mai puțin, altfel aș fi jucat și aici dacă permitea timpul, concediu. Am jucat un turneu de blitz, a mers binișor. Cam asta. Joc mult fotbal, sunt la o echipă de fotbal, la Reghin. Tudor a participat ieri la Arad Grand Prix, proba de blitz și a luat locul 6. Onorabilul loc 6. Cu siguranță câștigând și un premiu. Și un premiu. Da. Nimeni nu știe cât sau ce. Aflăm la premiere. Cum se îmbine cariera de programator cu cea de șah? Crezi că șahul te-a ajutat în programare? Da, sunt convins că mulți și invers, mulți șahiști care, mai ales șahiști care s-au apucat de programare, acest background de șah, cu șahul îi ajută. Și nu ar vrea să neglijezi și cariera de jucător de fotbal? Știu că acum practici la o echipă aproape consacrată din Reghin. Toponic. Da. Nu știu dacă avem voie să facem reclamă aici. Dar nu, n-ai la ce să faci reclamă. Ăsta e numele ales de noi. Am înțeles. Este deja un brand în devenire. Da. Bun. Cum este activitatea ta în Comisia de Etică? Amintesc că Teodor este cel mai nou membru în Comisia de Etică și Disciplină și deja ai fost implicat într-un caz. Da, într-adevăr, mă așteptam să fie un pic mai multă agitație, dar... Nu, doar un caz în câteva luni. E bine, chiar mi-a plăcut. Îmi place să-mi dau cu părerea, chiar e un hobby. Am înțeles. Tudor, trecem la partidă? Hai. Avem partida între Chigaev Maxim și Niman Hans Moche. Chigaev era liderul turneului împreună cu Neubegauer. Avea o jumătate de punct față de plutonul care urmăreau, iar Niman, deși cu negrele, se simțea obligat să-l învingă pe Chigaev pentru a putea reintra în turneu. Chigaev a avut o strategie destul de clară, a schimbat piesele, a intrat într-un final egal, în ideea în care dacă va face remiză cu Niman, un jucător foarte puternic, se va menține pe prima poziție. Cum ți se pare poziția aceasta pe care o avem acum pe ecran, Tudor? Se pare egală. Nu mi se pare că are mare lucru negru. Dar pe măsură ce evolua partida, mi-a demonstrat că nu e chiar așa. E destul de greu de jucat aici cu albul. Și o să vedem împreună. Pe de altă parte, cred că numeroși al jucători ar fi oprit partida în acest moment, spunând că structura e simetrică. Piesele sunt aceleași, albul are doi cai și un nebun și o tură, negru la fel, da. Considerând că nu mai sunt resurse suficiente. Îți sare în ochi activitatea mai bună a pieselor negrului, dar practic nu prea pare că ai pentru ce să lupți cumva. Adică, partida este lungă și nimeni practic va avea un grip, dacă vreți, pozițional pe care îl va încerca. Să îl păcălească pe adversar, dar vom prezenta momentele critice, cele mai importante. De regulă, când încerci să câștigi o astfel de poziție egală, jucând multe mutări și așteptând ca adversarul să greșească, unul dintre elementele decisive poate fi și timpul.
Așa că propun să urmărim și timpul. Și aici timpul e oarecum egal. Da, în această poziție avem o oră și 5 minute versus 50 de minute Chigaev. Suficient, la cât de uscată e poziția. Turn C2, primul moment în care negru arată puțin activitate. Turn de 1. G5. Cred că a doua mutare care pune niște mici... mici probleme, pentru că va pregăti la un moment dat H5, H4, cucerește spațiu. Da, e pare mai degrabă intimidant, dar are negru niște idei. O puteți observa bara, poziția este evaluată drept egală și cu siguranță între calculatoare această partidă nu ar mai fi avut sens, dar între oameni lucrurile nu sunt la fel. Cal de 4. O merge relativ repede până la următorul moment de interes. Și anume, acesta este unul dintre ele. Surprinzător, nu este ușor pentru alb să găsești mutări. Da, e destul de greu să aperi pionul ăla din E3. Exact. După F3. F3 a fost pentru a întări câmpul E4, în schimb a slăbit pionul E3. Pe de altă parte, F4 mutare logică. Când ne apărăm într-un final puțin mai rău, ne dorim să schimbăm cât mai mulți pioni. Da. Simplificând poziția, șansele de remiză sunt mai mari. Nu pare să slăbească chiar așa mult pe patrul ăsta. F5. Nu s-a dorit F bate la G5, H bate la G5, întrucât putem considera aici că E3 chiar este o slăbiciune, la fel și când pe 4. F5, cale 5, F6, F6. Nebun de 5. Observăm deja... Da, e puțin mai slab albul, dar în continuare pare egal. Da, și negru are slăbiciuni. Da. Doar că pentru că negru este cel activ și albul nu, atunci acesta nu contează. H6 nu va fi atacat vreodată în această partidă. Calul pe 4. Și dacă vă spuneam mai devreme de timp, în acest moment, după... aproximativ 10-15 mutări. Așa, 10. Da, Niman are 46 de minute, în schimb ce Chigaev are 9 minute 30. Da, devine tot mai greu aici. Calculatorul în continuare evaluează poziția drept A aproape egală, poate ușor preferabil la negru, dar nu joacă calculatoarele. Corect. H5. H4 ar putea fi un alt moment de interes. Calul în G3 devine foarte puternic, pionul H4 susține calul în G3. Da, și va fi presiune mare pe pionul G2 și pe pionul E3. Și aici este un alt moment critic. Deși de regulă nebună mai tare decât calul. Da, interesantă decizie, dar bună, nu ai cum să o... Calul ăla putea să ajute prea mult acolo prin F2. Și practic negru decide să joace la ideea de a lua pionul E3 la un moment dat, dar și la plase de mat. Gândiți-vă la un mat, un rege pe H2 și un turn pe H1, putea fi mat. Fixăm pionul E3. Nu funcționa cal bate la E3, întrucât urma turn de 4, turn G2, rege H1 și poziția este foarte aproape de remiză. Da, bine, având în vedere că toată partida a fost egală cumva și tot, nu știu ce să zic, cred că avea șanse și aici negru. Eu cred că mici. Mai degrabă va rămâne turn cal contra turn și atunci... Nu avea un final de remiză, dar mai putea încerca. A preferat cal G3, să mențină presiunea, încă are 8 minute Chigaev. Deci acum îl va întoarce... După activizare, exact. Îl va întoarce Niman cum poate, astfel încât să-l bage în câte de timp. După cum știți, în final regele devine piesă de atac și va încerca să aducă regele în jurul pionului E3. Da, pași mărunți face negru. O resursă bună,
părea că s-a realizat o legătură periculoasă, dar există turn E1. Și regele vine. Am intrat. Și în acest moment poziția este pur și simplu ușor de câștigat, s-au mai jucat câteva mutări. Și Cigaev a cedat, ar fi urmat cal de 3. Și după nebun bate la de 3, e bate la de 3, rege C2 și damă. Cum ți-a părut partida? Așteptam să-l bată, dar na, o demonstrație de forță din partea tânărului american. Nici eu, am urmărit-o live ieri, ca și mulți dintre spectatori. E și o lecție pentru mulți dintre noi, pentru că cu siguranță cel puțin de câteva ori în carieră am acceptat sau am propus remiză într-o astfel de poziție, considerând că resursele s-au terminat. Da. Da. Încercând să-mi conserv energia pentru următoarea zi și se pare că resurse există chiar și în pozițiile seci. Da, ne-a arătat ceva tânărul. Se poate. Deci ca sfat, mai ales pentru tinerii iubitori, încercați să jucați poziția până la final. Da, și jocul greșeal așteaptă. Să nu uitați. Corect. Tudor, mulțumesc foarte mult pentru că ai comentat alături de noi această partidă. Înainte să încheiem, dacă ai niște gânduri pentru arădeni și pentru iubitorii de șah în general, amintesc, Tudor a fost unul dintre stâlpii clubului Vados Arad, ajutând clubul să ocupe locuri fruntașe în Superliga. Nu, în divizia, divizia B, în a doua. Nu în a doua, promovând din divizia... Da, da, da. Okay. Cu ajutorul meu și a domnul Tomi Bala. Împreună am adus clubul în Superliga. Înțeles. Nu știu, mă bucur să fiu aici. Turneul e super, e bine organizat. De mult ne trebuiau astfel de turnee și Aradu an de an livrează. E chiar fain. De unde și numărul mare de participanți. Oameni veniți din concediu. Mă rog, în concediu pe aici. Ca și mine de altfel, să treacă să-și salute prietenii. Sau cunoștințe. Sau cunoștințele. Bun, a fost alături de noi Teodor Anton, maestru internațional, un cunoscut jucător din România, consacrat de altfel și un bun prieten. Mulțumim. Îl avem alături de noi pe Marele Maestru Maxim Cigaev, un jucător de mare calibru, câștigător la Grand Prix București în urmă cu câteva luni și acum jucător în Arad, la Grand Prix Arad 2023. Maxim, welcome for the third time already in Romania. How do you feel here? Hello everyone. Okay, thanks. The tournament is great. Very nice playing hall. Very good hotel. Okay, nice food. Okay, just Arad is a beautiful city, of course. So I feel okay. My feel is okay. So okay, the environment is very cool, but okay. So and so I try to play chess and just fighting for my best. Very happy about that. So out of the three Grand Prix, which one is your favorite so far? Bucharest, Timișoara, or Arad? I don't know. Okay, so I never think about it. Okay, maybe Bucharest because I won the tournament, of course, but yes. But Timișoara and Arad also great, but okay, so I didn't play in Timișoara well, and so Bucharest is my favorite, of course. So basically, you have to have this discussion today again tomorrow. After you win again tomorrow, maybe Arad will become a favorite. So I have to ask this question once again in Monday. Uh-huh. Okay, today you won against international master from Israel, which is an important win considering that yesterday you lost, and it's always difficult in chess to come back just the very next day, especially with black pieces. What did you do to have your energy and your mind and confidence 100% for today?
Okay, first of all, after yesterday's game, I had some sort of tilt, because I lost totally drawish position. So today I tried to play safety, and so I played Queen's Gambit, and just wait for when my opponent will play for a win. Okay, very interesting. So some kind of objectivity regarding your state of mind due to the tournament events. Today I woke up and I thought, I will play Queen's Gambit, and okay, draw is draw, but if I have some chances for a win, I will play. Uh-huh. So just a normal long game. Yeah. So just try to play normal game after tomorrow. So after that, yesterday, this is sorry. What happened today. Yeah, just long game where you yeah. managed to. Let's see. Yeah. Okay. So as I saw, I played Queen's Gambit. Yes. Okay. Yair takes on d5. Okay, that's not best line. Okay, bishop f4, bishop g5 is main lines. So play c6. Okay, it's just typical position, like a Carlsbad structure. So it should be equal, but okay, that's not a draw. Immediately, okay, seems that's in only seven moves you got everything you wanted. So I just try to play. Okay, knight d4 is at least some ambitious. Yes, okay, knight bd7. So the critical moment in the opening was maybe he can play knight e5. So I planned to play takes on e5, takes, and g6. Knight h5 or just? Of course. Okay, bishop d3. Bishop d3, knight h5, maybe bishop g3. Okay, so I planned to take on g3 and king f8 and transfer. Ah, nice. Yes. Nice. Okay, it looks normal. Okay, so he played h3. Mm-hmm. I played knight e4. Okay, it looks like a very logical move. So you already deviated a bit from your plan. Yes. Okay, it should be equal still, but okay, maybe I have some chances because I will push my pawns. Yeah, but there's already some degree of risk with this f5. Yes. Because also e5 square is. Yeah. Okay, maybe. Okay. The second critical moment. I thought he should play bishop g4. Before only. Mm-hmm. But okay, it looks like very unclear. G5 maybe, bishop h2 and knight e5 next. So mm-hmm. I don't know. Maybe white is slightly better, but okay. It's only nicer to come to the king. Yes. So I played knight e2. Yes, I played e5. Okay. Okay. Because stopping any of his plans. Stopping before, of course. F5, bishop h2, queen e7. Okay. Okay, rook ac1 was very strange move. I thought he should play only knight e5. Seems like he was not ready for a fight somehow. Maybe. Or he was indecised. Yeah, okay, very, very strange. Okay, today my opponent decided very strange decision. Okay, so. Okay, I know he's a strong player, but somehow so far he was not ambitious. Yeah. Okay, so. Happens. Of course. Yeah, bishop. Okay. Who knows his story? Yes. Okay, bishop f7 was logical move also because I will. Because I'm planning to transfer my bishop on h5. In some variations, I don't know. Okay, the engine evaluates as equal, but seems to me that you already have the initiative, and it's okay. I had some initiative, but okay, white is fine anyway. But psychologically, I'm ok, totally ok. Yes. Yeah, g5. Okay, maybe a4 was better, but okay, g5 is a normal move. Bishop g6 also normal move. Nice. Knight c3. Okay, very strange. Maybe he should play knight f1 and d3.
Yes. Okay. Yeah. Already is not pleasant for right. Yes. Okay, takes. And all your pieces are coming. Bishop b1, very strange. Okay, so maybe he should play king h1 and bishop g1. Bishop f2, king g1. Okay. Still it looked like equal position, but okay. So four engines. four engines, but okay, I thought okay. Very strange move. Okay, knight b6 is very logical. You want to come on d6, I suppose. Yes, yeah. Okay, so this moment I played queen b4. An opportunity arised in the other... It's, okay, so I'm ready to push f4 and... and just to try to play for a win. Yes. Because bishop on h2 is very bad after f4. Somehow unexpected this queen b4. Seems that he's not doing anything. He didn't expect it, yes, and he had some shock after queen uh-huh. b4. Increasing the pressure. Yes, okay, so I played e4, so maybe I can play h4, but I don't like this line. Yeah, takes, and bishop g4, and white is White has very safe position. And okay, doubling this pawn can be a long-term problem. And yeah. Okay. So I played f4 and yes. Aha. Uh-huh. After a knight f4, okay. Fewer pieces, fewer problems. Yes. He tried it. Yes, but nice. Okay. So this endgame is the okay. Black has very advantage. Okay. Uh-huh. Very big advantage, because... How did you evaluate the position during the game? Frankly, I saw that I won. Uh-huh. You were feeling blood. Yes. Cool. Yes, thanks. Yes, okay, so I played rook a8, okay, and white in Zugzwang. Because king is bad. Knight is don't have any normal moves. There's the same bishop on g1. Okay, so he played also it. Very few time for him. Yeah. Yes. And this moment he had time trouble. Mm-hmm. Okay, so just play normal. Okay. Yes. Okay, maybe rook b2 was better, but I'm not sure, so I played like a human. Exactly. Yes. Knight c3, okay, so in this moment I was sure that I won. Okay. I was pretty sure, okay, so... So this is how it feels when you have good technique. Yeah, you are sure. Cool. So my plan is, okay, I played rook b5, so he should play rook d3. And then the king is... Yes, marching, king transferred to d5, then rook f5, rook e2, and this is some sort of Zugzwang for white. Yeah. You'll take one pawn somehow, Yes, okay, so just play very logical. Nice. Yes, rook a3, okay, bishop e7, because I will... My plan is transfer... my bishop to b4. Again the b4 square. Yeah. Then rook a2, rook c2, maybe bishop c3, b5, b4, rook b2, and takes on b3. Okay, that's so simple. Seems easy. It's simple when you say it, but... Okay. And I don't have some calculate for it. Okay, so... Yes, so I take. Maybe necessary decision for him, to try to... The best, it was best practical chance. Best practical chance, but b6, okay. Yes, okay, so that's only move because he wants to play king d4 and so it should be draw. Then, so if you just play, let's say, c5, king d2, c4, yes, just takes on c4 and bishop b6, yes. Uh-huh, and you always want to come with the bishop, yes. Like this, yeah? Yeah. Mm-hmm. Alright. Yeah, then king... It's much more difficult. King on c2, okay, it should be draw. Okay, but so I saw it and I just played b6. Okay, so even when you have an extra pawn, you have to be very... Yes. Very sharp.
Yes. One wrong step and it's yeah, draw. Yeah. Okay, this position is winning step by step. Just play bishop d6. Pretty similar with king's endgame, yeah? Yes, yes, yes. Okay, just c5, c4, atc. Okay, uh-huh. So... Any chance for him, I suppose? No chances, yeah. Ah! And bishop b4. And then again bishop b4, yeah? Yeah. This was the motive of yes. the game, the before yeah. Square. Yeah. It was an impressive game, and considering the situation and a smart game of a very good approach. I mean, playing against a strong player, he's not Grandmaster, but he'll probably be soon. Yeah, almost 2500 with black. I know you are much stronger, but it's still not easy to win with black, yeah? Yes, I just try to provocate him. And you did great. Yeah, thank you very much for sharing with us this game, and best of luck for tomorrow. It is an important round. There will be probably one player with 7 points, and maybe 5-6 with 6.5. Yeah. So probably it will be. Hopefully, we'll have it tomorrow here for with the big trophy or at least top three. Yes, and just making an interview at yes. the same place. I won't ask what's the strategy for tomorrow because your opponent may follow us. Mm-hmm. But tomorrow, please tell us. Yeah, okay, that will be morning chess, but okay, so I will do my best. Thank you very much. Okay, thank you. L-am avut alături de noi pe Chigaev Maxim, mare maestru de anvergură, reprezentând steagul FIDE. S-a încheiat runda 8-a. Cel mai important rezultat este victoria lui Martorisian Haik în compania lui Mastrovasilis Atanasios din Grecia. Astfel, favoritul 1 al turneului este și pe locul 1, având 7 puncte din 8. Acesta este urmat de un pluton format din 8 sportivi, care au fiecare câte 6,5 puncte. Sportivii sunt Nima Hans Moche din SUA, Pichot Alan, reprezentând Spania, Chigaev Maxim, jucând sub steagul FIDE, Cantor Gergely din Ungaria, Gavrilescu David, România, Vancak Tamas, Ungaria, Toma Radu Cristian, România și Nicolovski Nicola din Macedonia de Nord. Se anunță un sprint final pe care vă invităm să-l urmăriți alături de noi cu sufletul la gură. Va reuși favoritul 1 să-și mențină poziția sau va fi egalat sau chiar depășit de urmăritori? Să fie șah!